Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Scrie și Matei 6:33. Ca să-L găsești pe Dumnezeu, trebuie să petrești timpul cu El în rugăciuni. Citește Biblia, citește Matei, Marcu, Luca și Ioan și pune cuvintele lui Iisus Hristos la tine în inimă. Important este ca tu să te lepezi de tine, ca să zici: Doamne, facă-se voia ta, așa cum scrie în Tatăl nostru. Doresc să mă lepă de mine, de înțelepciunea mea lumească care este demonică. Ghidează-mă tu, Doamne, arată-mi calea pe tine, arată-mi unde greșesc, că nimica bună zace mine, toate faptele mele sunt precum o haină mânjită înaintea ta, îmi doresc smerenie, în umilință să te găsesc. Trebuie să simți, să îți plângi păcatele, să mărturisești și chiar să-ți pară rău pentru tot ce faci. Iisus a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, în Matei 16:24. Important este aici să ne lepădăm de persoana noastră. Să nu facem cum credem noi, ci să facem cum este, cum ne spune Spiritul lui Dumnezeu în inima noastră. Atunci când dorești să-L iei în serios pe Dumnezeu, te pui în genunchi, oriunde ești. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: biserică ești, nu căuta loc. Dumnezeu a zis în Ieremia: caută-mă cu toată inima și mă vei găsi. De aceea te încurajez să te pui în genunchi și să-L iei în serios pe Dumnezeu și să-I plângi și să zici: Doamne, vreau să te cunosc, vreau să știu calea spre tine. Invită pe Iisus în inima ta. Pune-L înaintea dorințelor tale, înaintea faptelor tale. Întoarce-te la prima ta dragoste, la Iisus Hristos. Invită Spiritul Său în inima ta. Este Spiritul adevărului, este Duhul lui Dumnezeu. El te va ghida în dreptate, dragoste, adevăr, smerenie, sfințenie. El nu te va îndrepta la păcate făcute în mod conștient. Cei ce spun că trăiesc în păcate, că sunt păcătoși și chiar trăiesc în păcate, nu-L cunosc pe Iisus Hristos, pentru că nu au o relație cu El, nu se roagă, nu petrec timpul în rugăciune cu Dumnezeu. Și drept urmare, Sfântul Duh nu îi mustră pe ei în inima lor. Pentru că eu, când am luat în serios pe Dumnezeu, am fost un ipocrit la început și ziceam: Doamne, Doamne, și nu făceam ce zicea El. Până când l-am luat în serios și m-a mustrat foarte tare în inima mea, instantaneu am știut să disting binele de rău și mi-am dat seama unde greșesc și simțeam că trebuie să mă opresc din așa ceva, trebuie să mă opresc din înjurat, trebuie să mă opresc din filme porno, trebuie să mă opresc din multe lucruri, trebuie să-L iau în serios, mi-am dat seama că trebuie să mă împac cu oamenii, chiar dacă n-a fost vina mea. Mi-am dat seama că trebuie să-mi iubesc dușmanii, să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi, așa simțeam. În Matei, capitolul 7, este scris: intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce spre pieire, și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei care o află. Majoritatea oamenilor, majoritatea creștinilor, mulți preoți, mulți pastori, mulți care credeau că dacă merg la biserică și zic: Doamne, Doamne, vor fi salvați, vor ajunge în iad. Inclusiv eu. Trebuie să ne supunem lui Iisus Hristos cu toată inima noastră, cu toate faptele noastre. Trebuie să-L mărturisim pe Hristos prin faptele noastre, pentru că credința fără fapte este moartă. De aceea, Iisus ne va spune la mulți, în ziua aceea, mulți vor veni în ziua aceea la Dumnezeu și vor zice: Doamne, Doamne, au nu numele Tău am prorocit
și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău am făcut multe minuni? Și atunci Iisus ne va răspunde, niciodată nu v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la mine, voi care ați lucrat fără de legea. Asta scrie în Matei 7, capitolul 7, 21, în caz de nu știai. În caz de zici că ești un creștin, dar Biblia n-ai citit-o. În caz de zici că ești un creștin, dar pe aproapele tău îl înjuri, îl judeci și nu-ți iubești dușmanii. Căci dacă ai fi fost creștinul adevărat, prin Sfântul Duh, ai fi putut face asta. Dacă dorești, se poate. Iisus a zis în capitolul 5, cu 28, oricine se uită la o femeie poftind-o, doar dacă ai poftit-o, pe stradă, oriunde, în reviste porno, în filme porno și mai departe, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Acest lucru este valabil și pentru femei față de bărbați. Iar dacă ochiul tău te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci îți este mai de folos să-ți piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie în ghenă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te face pe tine să cazi în păcat, tai-o și aruncă-o de la tine. Sau dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l și leapă-l de la tine, pentru că este mai bine pentru tine să intri chior, ciung sau șchiop în împărăția lui Dumnezeu decât să arzi cu totul în iad. Atât de serios este Dumnezeu în legătură cu păcatul. Fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Domnul. Iisus Hristos te va învăța, te va ghida spre împărăția sa, vei simți să spui la oameni despre Iisus, nu să judeci, nu să îți justifici faptele, nu să justifici păcatele. Asta vrea diavolul să facem și râde de noi când noi căutăm să ne justificăm faptele și folosim și Scriptura în a dovedi acest lucru fals. Caută să-L cunoști pe Iisus Hristos personal. El este învățătorul nostru, nimeni altul. El îți va vorbi în inima ta adevăr. De ce? Zice Domnul în Ieremia 17:5, blestemat fie omul care se încrede în om și îți face sprijin din om, din trup omenesc și a cărui inimă se îndepărtează de Domnul. Căci unul este Dumnezeu și unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, în Timotei 2:5. Te încurajez să citești Biblia și să le iei serios pe Dumnezeu. Cât despre voi, ungerea pe care ați luat-o de la El rămâne întru voi. Și n-aveți trebuință ca să vă învețe cineva, ci precum ungerea lui vă învață despre toate și adevărat este și nu este minciună, rămâneți întru el așa cum v-a învățat. Te-a învățat Iisus? L-ai luat în serios? Pomul tău produce fructe pentru împărăția lui Dumnezeu? Dacă nu, pomul care nu produce fructe se va tăia, se va usca și se va arde în iad. În Ioan 14:26, iar citim, Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, în numele lui Iisus Hristos, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate ce v-am spus eu. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care este de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Ioan 15:26. Iar nouă ni l-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:10. Prin asta vreau să zic că, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, intră într-o relație personală cu Iisus Hristos, petrece timpul în rugăciuni, du-te și împacă-te cu aproapele tău, du-te și cere certare, mărturisește-i tot lui Iisus Hristos și zi cu toată inima că chiar dorești să te îndrepți. Dar dacă nu le în serios, dacă trăiești în păcate în mod conștient, dacă încă te uiți la filme porno, dacă încă înșeli, dacă încă furi, dacă încă comiți adulter, dacă încă săvârșești fără de legea, dacă încă minți, dacă ești fricos, dacă ți-e rușine de Dumnezeu, dacă ți-e rușine de Iisus Hristos să-L mărturisești,
nu-L cunoști. Du-te și spune-i tot lui Dumnezeu cu voce tare, spune-i, Doamne, mi-e rușine de Tine, mi-e rușine să Te mărturisesc. Doamne, îmi iubesc păcatele, scapă-mă, Te rog, Iisuse, eliberează-mă, nu știu cum să scap de ele. Dă-mi putere să renunț la ele și atunci când ești ispitit, du-te și roagă-te. Du-te și arată-i lui Dumnezeu dorința ta, că din inimă dorești să scap de aceste fapte. A te uita la pornografie este păcat și te va duce în iad. Dacă te uiți la filme porno și poftești acea femeie sau bărbat, deja ai comis adulter, ești în drumul tău spre iad. Era mai bine pentru tine să ți se scoată ochiul sau să ți se taie mâna sau piciorul decât să arzi în iad, atât de serios este Dumnezeu cu păcatul. Nu este voia lui Dumnezeu ca omul să piară și să ajungă în iad, ci este voia lui ca să-și îndrepte faptele și să vină la Iisus Hristos, să-L ia în serios. Ai o alegere de făcut. Dacă continui cu păcatele tale în mod conștient, dacă sari dintr-o prietenă într-alta sau dintr-un bărbat într-altul, dacă te îmbraci astfel încât să ispitești, dacă îți arăți părțile corpului în mod de a ispiti, cu siguranță vei ajunge în iad. Dacă te iubești pe tine mai mult decât pe aproapele tău. Diavolul te va ataca atunci când îl iei în serios pe Dumnezeu. Te va folosi pe părinții tăi, pe mama ta, pe tatăl tău, pe sora, pe fratele, pe prietenul tău cel mai bun, pe prietena ta cea mai bună, pe copiii tăi, pe șeful tău. Îi va folosi pe toți împotriva ta, chiar și pe preoți și pe și așa mai departe. Îi va folosi ca să te întorci la omul tău, la natura ta păcătoasă. El va încerca să te aducă înapoi la omul vechi din tine, omul de dinainte să-L cunoști pe Iisus Hristos. Să nu crezi că dacă știi Biblia pe de rost, poți să învingi diavolul sau ești salvat. Să nu crezi că dacă mergi la biserică, ți-ai prins o lumânare sau ai spus o rugăciune, vei fi salvat. Vei fi salvat dacă vei fi supus la Iisus Hristos, dacă asculți cuvintele Lui, dacă petreci timpul în rugăciuni cu El, și după ce te-ai rugat, te duci și faci ce ai promis în acele rugăciuni. Treci la fapte, pentru că credința fără fapte este moartă. Trebuie să acceptăm jugul lui Iisus Hristos, fii supus lui Dumnezeu cu toată inima. Și îndură până la sfârșit, până când vei muri. Cei ce îndură până la sfârșit, aceia vor fi mântuiți. Stați departe de păcate, făcute în mod conștient. Vă doresc ca Iisus Hristos să devină o realitate și pentru voi și să vă dea semne, să vină, să veniți la pocăință, să-L luați în serios. Că majoritatea stă în drum spre iad. Se joacă de religie, se joacă de biserică, se joacă cu Dumnezeu. Dumnezeu te va chema prin semne grele, pentru că cu siguranță ți-a mai dat semne până acum bune, să te îndrepți. Dar cu buzele îl venerăm și cu inima și cu faptele suntem departe de el. Citește Biblia, toată Biblia, și petrece timp în rugăciune cu Dumnezeu. Corpul tău este templul Duhului Sfânt. Îți doresc ca Iisus Hristos să fie o realitate pentru tine și să-ți conducă intențiile inimii și să fie în faptele tale.